Nu mai veni să fără aer condiționat, da, pe condiții obligatorie. Avem aici. Vreau un ochi sau un cuvânt? Ce bine că ai apelat la unul foarte înalt. Ce bine că plecăm la 8 jumate. Nouă, Ana. Nouă era. Voi vă sperați că ajungem la 7 la locul de cabare? Măi, eu chiar sper, să știi. La 7 dimineața să nu ajungem, în rest e ok. O oră, oră jumate ar fi o plăcintărie. Dar ce facem, Alex? Să mergem pe la mănăstirea de Taici astăzi. E Taici? Da. Va fi un semn mare pe drum. Bun, s-a închis? Perfect. Stai că mai are o ureche acolo. Nu, nu, Alex, nu, nu. Alex. Nu se poate. Alex, lasă așa lucrul neterminat. Bun, începem cu loz în plic. Dintre aceste patru bețe, că suntem doar patru prezenți și cine nu i-a prezent, își pierde ocazia. Partea nasoală la turele astea de weekend e că nu are ocazia fiecare să fie șef de tură. Eu nici nu doresc. Alo. La turele astea, cum știm deja traseul și făcut în prealabil, nu mai e nevoie să mergem noi în față, așa că veți merge voi în față. Noi vom fi închizători de tură și avem două bețe mai scurte pentru cei care vor deschide traseul. Care cumva? Eu nu. Nu mă bag. Regulile rămân aceleași. Chiar dacă conducem traseu, nu ne ducem singuri pe traseu. Regula rămâne, nu pierdem pe cel din spate. Iar când mai trecem prin sate sau și dacă nu-i sat, dacă-s două, trei căsuțe cu o băbuță pe margine, încercăm să nu-i dăm praf la băbuță, încetinim, salutăm. Bună simț. Reprezentantul de mașină. Pot eu? Haide. Tati. Da. Necâștigător. Deși aș fi vrut să mergem noi ultimii. De ce? Așa. Pa, pa. Ai rămas necâștigător. Ei doi sunt... Alegeți-vă care cum vreți, în care zi. Îți fac onoare în ambele zile. Eu dacă mă duc în față, n-am nicării. Bă, sincer, și dacă nu s-ar fi ales așa, eu după el aș fi pus-o. Nu, sincer, dar eu știu limitele. Deci știu să fac orice, dar după orientarea geografică n-am nicio treabă. Exact, asta vom învăța astăzi. Când urcăm pe râu. Când urcăm pe alb, iar nu. Asta mâine. Astăzi. Mâine sunt conducător. Mă gândesc că poate mai sunt bolovan chestii pe acolo și nu putem să mergem noi cu. Avem Vasilici. Cercetarea premiilor. Exact înainte. Avem Ionuț and Paula. Suki. Suki noi astăzi. Zică Suki. Thank you. Frumos. Da, păi, nu. Ia că de aici ce mai curioși. Te trebuie să vezi. Nu, e obligat. L-a nimerit pe lungime. Super. Îi bine. Da. Exact prin același loc. Dacă ești pe aceeași culoare, nu mai știi care e trecul, care ești tu, care... Bun. La fel și ai încărcat trecul? Acum descărc harta sau nu? Mai aproape de 100 de metri, la 50-25 de metri, problema că deja o să ți se pare foarte mare abaterea. Fiind foarte apropiat, tu ai tot timpul o eroare. Ori tu, ori cel care a înregistrat. Și sunt foarte mici șansele ca tu să mergi exact pe aceeași urmă. Deci să nu te sperie dacă tu ești la un 20 de metri și mergi paralel. Deja gata, la drum. Da, cum? Păi, da. Alex, ca să nu stea cu eu.
me up and watch me choke. He could build me with feathers and break me with smoke. Floricelele mele de la Bogdanel. Următorii 3 km femeile vor trece ca și imigranții în mașini, da? Perfect, nu cam să mă dau jos. Nu, nu, tocmai nu trebuie să te dai jos, trebuie să te ascunzi în mașină. Ce bagaje. Hai că o să vezi imediat panoul. Ce discriminare, nu se poate așa ceva. Dai seama câtă liniște îi. Ei! Sunt ca la poli. La poli tehnică. Am ajuns la Atos de România. Faci. Lista în indicator la față pe care scrie poarta trebuie să fie permanent închisă. Cotim prima la stânga sau la dreapta? Corect. E nevoie de reductor? Obligatoriu. Să nu mă duc blana, Kiwi. Bord. Păi mai ales cu copilul din dreapta ta. Bine, v-a duc rău. Am văzut că e o tentativă acolo să iei un mic drept dreapta la peste. Fii atent, hai asigur, e ușa. Ce mă întâmplă? Ce? Am luat-o greșit, după unii ce uiți. Ce m-ai speriat, măi, nebun. Altă viață. Băi, cu cauciucuri. N-am avut nicio emoție. Ah! It's killing me. So talk to me another time. Ce să fac și eu? Te tanșeam un pic cu aici, garnitura de la ulei. E bine? Ba da, dar n-am vrut să te deranjez. N-am vrut să te deranjez. Noi aici unde mi-a fost Dani să mă ies să fac capacele. Am pus pe sub garnitură. Știam cum să curgă, dar am zis că poate nu. Ulei, nu? Da. A strupit? Nu e problema că avem soluție aici, nu mă să curăța. Avem ulei. Tati! Da! Și unde o să mergem acolo? Sus, sus, pe munte! Da, și după aia să coborăm. Da, mai trebuie. Trebuie să poate ne mai trebuie. Lăsăm ducul, dar nu-l vindem. Da! Încă. Încă. No, păi aia am zis și eu acum cât a ridicat el drona și am condus, eu zic, păi zici că e alt traseu, una e când te duci cu Toyota. Și acum m-am urcat și la volan, deci eram total, zic, nu, e alt și traseu. Și care mai... Păi dar eu nu l-am simțit data trecută, îți dai seama. Îți dai seama că pe acolo am mers cu 30-40 la oră, alergătură, alergătură. Am toată încrederea în tine, Paula, că o vei trece cu brio. E la expoziția. E acum 2 săptămâni.
eu în 3 mai nu mă mai sperie nimic. Asta e atitudinea. Doarme niciodată? La, pe autostradă, pentru că acum zic că nu se cumetă să se culce. E prea frumos. Cum să pierd așa ceva? Acum ieșim imediat în deschidere. Da. Avem vreo 3 km, urmează urcare. După aia ieșim. Cât de aproape ai mai fost de eoliene? Chiar lângă ele, la Dalboca. Dar la noi în țară. No. La fel vom trece și acum, exact pe la picioarele lor. Întrebarea este câte plăcinte și de care doriți. Variantele sunt cu brânză sau cu afine. Bună ziua! Ce ai? Cred că de când ați fost voi puțin balastieră. Unde? Știți că spune. Te le rupem pe aici. De ce să le rupem? Mers frumușel, frumușel. Zici? Și acolo în capăt. Hai, da, unde în capăt? Acolo, zici, acolo. Spune, Ștefan? Da, Alex? A întâia la relanti, da? Păi și cât e? Cât e ta întâi așa? Aici ai un ac de păr, 200. Ce? Stânga, stânga, stânga! Ai, ai! Ștefan? Stăm frumos din trolul. Ia, ia. Da, da. Du-te la lavare. Hai. Da, da. Doar trolul în momentul ăla. Pune te depărtează. Dar tu știi când am coborât pe din mașină? Când am văzut pe Roxana afară cu copiii, zic, bă! Vai! Ai văzut? Da! No, și acum? Dă-i în față până unde ai drept! Hai, la mașină! Cum e? Îți place? E frumos, dar... Dar să te uiți! Dar nu cred că pot să urc! Entuziasma, Ștefan?
Da, da, un pic prea tare și-o ciupit cauciucul. Și ce-a făcut? O ciupit cauciucul. Are pană? Da. Atât! Da. Ce faci aici? Să nu trebuie să întoarcem pe... Dă-i dreapta! Dreapta! Serios? Da, mă, s-a rupt brațul când am dat în ăla, mă. În ăsta când ai dat? Da, mă, firar mama ei. Ai să încet? Pe da, ai zis, dar ai să încet, încet, nu știu, trebuia să-mi zici să mă opresc. M-a și oprit, nu mă gândeam. Mă, e rupt brațul, n-are cum să nu fie. Nu atinge acolo, e mult în spate, da, foarte mult. Mai ales că e și eu, foarte mult în spate. Nu, trebuia să ne întoarcem, nu avem început. Era de întors, era numai din troliu, urcat frumos, nu-ți controlat. Știu, da. Dar când te-am văzut că ai urcat acolo, da, pentru da. Piatra asta mai era atâta. Știu, dar nu văd, nu văd nimic, n-am știut cât mai iau, trebuia să iau mai în dreapta. Da, nu o pricep așa de bine. Nu, e rupt brațul, nu are cum, e clar. Păi, ceva e rupt. Să scoatem. Ceva e rupt. Trebuie să scoatem. Păi, dar nu cred că mai merge în față. De ce să mergem? Deci unde mai scot pe unul fac? Cum mai merge așa? Că mi-atinge... Uite cum atinge. Atinge rău de tot, de toate alea. De aici, de tot, de tot, de tot. Să dăm acolo în spate? Nu știu. Stai, că credem că s-a rupt brațul. Nu pot merge, nu pot să-mi pot merge așa. Distrugi și ai, faci și tot, 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 tot. Ai văzut ceva? Nu. Dar orice ar fi trebuie scos. Aia vom face, o reparăm aici. Nu chiar în poziția asta. E ultima problemă, nu știu dacă dejantați s-au tăiat, unu, și doi brațe posibil să fie dus, să se tundui în spate. Unul s-andui rău în spate, uite-te pe aici, cât e. Că nu știu dacă s-andui brațe și-a făcut așa, nu știu că a făcut direct cât ce-am de gata. S-a tras de aia, dați seama. Deci a trecut acolo, acolo unde ai trecut un nou troliat, a ajuns aici, mă. I-am zis ușor, mai în stâng, un pic mai în stânga. Și a dat tare în stânga. O dejantat? Tăiat cauciucul și-mi dă-i brațul. Da, e, bă, foarte, e foarte frumos locul, dar cum o aducem acolo? Da, trebuie un pus pe groapa aia. Mai. 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 Atât, stânga ușor, ai trecut. Așa, trei, 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 dreapta. Da, eu trebuie să hai că trecut. Trei. Da, da, da.
Dar eu zic că ar trebui să urci tu. Da, da, de-aia zic. Îți spun zice ca să urci și el cu Amarok-ul și eu. Că noi n-avem trei ori. Hai deoparte. Hai să-l dai deoparte, că eu zic după mine. Eu da, trebuie să dai Amarok. Până la... înainte. Aici nu-i vorba de vulcanizare, mă. E vorba că se... Afară? Bine planetar, e acolo capătul de bară. Nu, că roata se învârtea. Hai, s-a strâmbat. Amortizorul. Nu, amortizorul. Eu. No, eu. Deci ce are? Amortizor. Un amortizor și un braț. Și caseta? Sigur? Pare în regulă totul. Pare în regulă. Ți-ai luat avânt? Un picuț. Nu știu ce poate dar nu știu. Da, nici nu-i la cât ai dat de hotărât din ele. Și acolo? Nu, acolo cred că e două. Pune în cricul și îl împinge de jos în sus. Dar e mai trebuie un cric. Uite, e aici în ea. Am eu inelă. Da? Dar nu știu dacă e până la 19. E la mașină. Mă, ce facem? Mă duc după 3 săptămâni. Mă duc să aduc culele, ha? Ia voi stați bine aici, am furnici roșii. Da, evident, mă. Deja ne-am prietenit cu ele. Ideea e că încercăm să desfacem piulița de sus ca ulterior să scoatem șurubul afară, să învârtim de el fiind torsionat acolo. Ai, mă, bine, mă! Bine, mă! Dar cum? Ai, mă, ce fain a sunat. Sunt mai mare dragul cum o pot. Bine, câștigam la lătul, eram așa bucuros. Torsionat, cât am cu eu? Lasă piulții. Până la doi. Poți? Și acum caută la urcare, nu știu, unii smarti, așa... O bieletă antiruliu. Nu știu dacă o putem monta, că e îndoită zi. E îndoită bară de bărță. Da. Păi și... amortizor de care? Hai rămân. Da? Da. Și dau și pe bucată? Aparent, da. Mai! Mai, dai! Mai dai mai repede un pic. Mai un pic! Mai un pic! Mai! Mai! Atât! Perfect! No, am nu! Mai dai, mai dai, mai dai, mai! Atât, atât, atât! No, acum trebuie virat! Capătul de prelungitor de mediu! Bine! Ha? Bine! Bine, bine? Da! Da! Dă-i, până intră la capăt. Stați mult, simtem patrol. Stați mult? Nu, mă duc numai să caut varianta cealaltă. Totuși dacă mi-au geaca sau nu, dar merge. 15 minute, 20. Am eu geaca, mașină. Așa ceva numai în pădure mai crezi. Și cum îndreaptă unii brațe, nici nu-ți vine să crezi. Bă, ești neunde este restul lumei? Dacă așa ceva nu vezi. Dacă vă vine să credeți, mă îndreptat să-mi duc cu brațul ăsta perfect. Bă, perfect l-am îndreptat. Deci perfect. One eternity later. Dar lucrarea a reușit. Puteți vedea. Aici avem și
frumos. Cum am dat pentru asta? Ne-am marmoții. Te-ai trezit cumva mai târziu, că erai lucrat peste program și... Da. Și astăzi... Dar până la cât ai de avut deschis la Series? Aia, l-am întrebat și eu pe Alex. Ce program am avut? Către 11:30. 11:30. Aici am ajuns la 12. Da. Exact, la 12. De-aia zi, Bogdan, ne zici ce ai lucrat? Să știe și urmăritorii ce ai lucrat de dimineață? Nu, pentru că știai că nu e voie. Exact. Nu chiar tot de ce ai făcut. Chiar că n-am înțeles ce a făcut. Ai vrut să-mi doi cuțitul? Cred că nu-l filmez. Dar cum să fii pe aici? Că ai ocol pe unde coborâm noi, e ok. Eu zic că ar fi urcat. Bă, alea, da, sunt pentru așa ceva, nu e ca, problem. Uite că mai atent la ce ele, mă. Cu aia, cu din ăla ei nu ieșeam din curte, mă. Adică Paula. Ionuț. Paula. Bună ziua. Noi suntem cei de ieri. Ia, 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 că fură. Nesimțitule. Poate vrei să facem și noi așa dintr-o farfuria e cu tine. Dar uite-te că insistă, dar tot du-te-mă de aici. Nu știu de ce ne-am oprit. Aici? Da. Nu știu unde sunt. Mm-hmm. Pare a fi... Pormită! E diesel-urile astea, nici nu mai auzi, bă! Am ajuns într-un loc cu istoria a Apusenilor. Probabil cu toții știți despre accidentul aviatic din Apuseni, da. 2014. Next morning.